Joi 14 noiembrie, în sala polivalentă din Călăraș, AHC Dunărea Călăraș a jucat partida din etapa a 10-a din Liga Zimbrilor cu AHC Dobrogea Sud. Partida a fost disputată pe alocuri și foarte tensionată, dar pe care călărășenii au pierdut-o cu scorul de 21-24. AHC Dunărea Călăraș mai coboară un loc în clasament, ocupând astfel locul 8 cu 13 puncte acumulate. Următoarea partidă o vor juca în deplasare miercuri 20 noiembrie cu Politehnica Timișoara.